Salutare oameni buni și bine v-am găsit la un episod nou. În episodul de azi vom vorbi despre Windows 10. Deja avem un tutorial postat în care puteți vedea cum puteți să descărcați Windows 10 gratuit de pe site-ul celor de la Microsoft. Iar acum, pentru că trebuie activat, am să vă arăt câțiva pași simpli prin care eu îmi activez Windows-ul. În primul rând vom deschide bara de start. Vom tasta CMD și o vom rula ca și administrator. După ce am deschis Command Prompt-ul, o să folosim acest cod, aici este licența. Vom da Enter. Acum introducem a doua comandă. Am tastat și ultima comandă, am dat Enter. Iar acum Windows 10 este activ. Vom apăsa Exit. Vom da Enter. Și asta a fost tot. Deci nu vă mai chinuiți cu tot felul de variante de Windows descărcate de pe Filist sau de pe alte site-uri. Intrați pe site-ul celor de la Microsoft, descărcați Windows 10 original direct de acolo, așa cum v-am arătat în tutorial, iar ca să-l activați, urmați pașii pe care vi-am arătat. Dacă v-a plăcut episodul de azi, nu uitați să lăsați un like, abonați-vă și dați pe clopoțel ca să vedeți atunci când postăm ceva nou. Eu am fost George, v-am salutat, ciao!